Eșecul României la Mondialul de handbal masculin din Suedia a reprezentat un adevărat material didactic pentru fetele de la CSM Ploiești, care au urmărit rușinea pățită de handbaliștii români, 14-15 în fața Algeriei. Antrenorul Gigi Ionescu a caracterizat ca incredibil eșecul naționalei lui stângă și a realizat pentru fete o rubrică ad hoc, așa da, așa nu. Dospin și coechipierele trebuie să preia motivația algerienilor și să nu facă ce au făcut tricolorii în acea partidă. În funcție de programul de antrenament, astfel de acțiuni vor fi repetate și pe viitor de către handbaliste. Vizionarea unor partide cu miză va deveni obișnuință în cadrul programului de pregătire.